A fost panică în această dimineață în satul Crazna după ce un imobil a luat foc. La fața locului s-au deplasat două autospeciale de stingere cu apă și spumă din cadrul gărzii de intervenție Novaci, în sprijinul cărora a fost dislocată o autospecială de lucru cu apă și spumă din cadrul detașamentului de pompieri Târgu Jiu. S-a intervenit pentru localizarea și lichidarea incendiului și, din fericire, nu au fost victime. În urma incidentului, au ars acoperișul construcției pe o suprafață de aproximativ 70 de metri pătrați și o anexă construită în imediata apropiere. Cauza probabilă a incendiului este un cablu electric defect sau neizolat corespunzător.